La început de toamnă, aproape de vremea înserării, la ceasuri 17 anume, fix în cea de-a doua dintre zilele Muzeului Giurgiuvean, muzica, lansarea de carte și versurile închinate anotimpului roadelor bogate au constituit ingredientele manifestării derulate la Muzeul Teoharie Antonescu din Giurgiu, locul unde a fost organizată și o expoziție de carte scrisă de autori români și bulgari. Versurile Duniei Pălângeanu, puse pe muzica Mihaelei Stoica, au putut fi ascultate de cei prezenți în debutul acțiunii de miercuri seară. Toamna aceasta, prieten, toamna aceasta, prieten, toamna ce cade pe noi, ce cade pe noi, împrăștie bruma prin cetii, împrăștie bruma prin cetii, și frunza copacilor goi. Manifestarea de la Muzeul Giurgiuvean a atras atenția mai ales la momentul lansării postume a volumului Destinul unui deportat, aparținând lui Carol Aschenbrenner, o lucrare ce se constituie într-un veritabil document istoric, menit a fi luat în seamă de către specialiști pentru elucidarea unor neclarități din existența românilor, vinovați de a fi fost români. Printre participanții la eveniment, scriitorul și editorul Ion Machidon, membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Ziariștilor din România, afirma: avem de a face cu un autor care a chinuit, care a trudit, care în ultimă instanță, de ce să nu fim drepți cu noi, a pătimit și poate că o mare parte din viață și-a irosit-o și și-a pierdut-o prin suferință, prin dragoste față de familie, prin dragoste față de orașul Giurgiu. Găsite și apreciate, manuscrisele lucrării au fost pregătite pentru apariția cărții undeva la vreme de toamnă, în semn de numărarea roadelor muncii celui care s-a ostenit a o scrie. În acest demers, fiica autorului, Mihaela Zavici, a fost sprijinită de Dunia Pălângeanu, Ion Machidon și Consiliul Local Giurgiu, ultimul asigurând fondurile necesare tipăririi. Mi-am dat seama că toate aceste amintiri reprezintă o valoare și am considerat că trebuie neapărat ca și alții, în afară de familia noastră, să cunoască, să știe ce a trăit, cum a fost războiul la Giurgiu, cum a fost perioada deportării, ce greutăți au întâmpinat și așa mai departe. Și atunci am considerat că, adică am făcut tot posibilul ca această carte să apară. Prezenți la acțiunile programate în cea de-a doua dintre zilele Muzeului Giurgiuvean au fost rudele autorului cărții lansate, autorități locale, scriitori și poeți din Giurgiu, muzeografi din partea instituției gazdă, profesori și oameni din mediul cultural local, dar și membrii cenaclului literar Luceafărul condus de Dunia Pălângeanu.